dimineața, Biserica Metanoia. Bună dimineața! Sper că v-ați odihnit bine, sper că ați venit cu toate forțele în dimineața asta ca să ne închinăm Domnului și să avem părtășie unii cu alții. Mi-aduc aminte de perioada în care eram școlar. Când eram la școală și lipseam o zi de la școală, trebuia să-mi recuperez lecțiile. Cam asta am făcut săptămâna asta la Metanoia, din niște motive obiective, zic eu. Am lipsit la prima sesiune a conferinței pe Corinteni. Și atunci m-am concentrat un pic săptămâna asta pe prima sesiune a fratelui Beni și am rămas de acolo cu o idee foarte faină. Și anume, la ce întrebare trebuie să ne răspundem când venim în prezența Domnului? Care e prima întrebare care ne ajută să restaurăm relațiile? Relația cu Dumnezeu, relația cu noi înșine și relația cu semenii noștri. Și întrebarea care o evidențea în prima sesiune fratele Beni era: cine ești, Doamne? Aș vrea ca să ne gândim și să luăm versetul Ioan 17:3 ca motivație pentru închinare în această dimineață. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Să te cunoască pe tine, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne punem întrebarea: cine ești, Doamne? Și răspunzând la această întrebare să ne închinăm. Noi la Metanoia suntem foarte atenți la cântările pe care le cântăm. Avem un proces destul de elaborat în care ne uităm la cântare, ne uităm la textul cântării, motivați pe de-o parte de Psalmul 47:7. Cântați Domnului o cântare înțeleaptă. În această dimineață am vrea să răspundem la întrebarea asta și am vrea să cântăm cântări înțelepte în fața Domnului. Poate mai mult ca niciodată aș vrea să fiți atenți la textul cântărilor care urmează să le cântăm, care despre asta vorbesc, despre cine este Dumnezeu. Dumnezeu creator, Dumnezeu stâncă, Dumnezeu adăpost, Dumnezeu care se atinge de noi, Dumnezeu în care noi ne găsim refugiu. Vă invit să vă ridicați în picioare și să începem închinarea în această dimineață prin cântare. Pe toate mâna ta le ține,
Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viața peste mine și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu.
Doamne, îți mulțumim pentru că Tu domnești și la Tine în braț, în brațele Tale, Doamne, este cel mai sigur loc în care am putea să fim. Îți mulțumim pentru că Tu domnești și nu este altul, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru și vrem, Doamne, să fim ai Tăi. Vrem să ne încredem în Tine, Doamne, pe deplin. De aceea dorim să ne lăsăm în mâna Ta, Doamne, pentru că Tu ești cel mai sigur loc din acest univers, Doamne. Tu ești stânca în care noi ne încredem, Doamne, și în Tine ne punem nădejdea și pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, Doamne. Ajută-ne să rămânem credincioși Ție până la capăt. Amin.
ție ți-aparțin și azi mă închin. La tine îmi sufletul, tu cunoști inima mea. Doamne, ție ți-aparțin. Unde aș putea în afară de tine să-mi aflu plăcerea-n ceruri și pe pământ? Chiar trupul meu se va pierde într-o zi, dar tu ești cu mine oricând. Unde aș putea în afară de tine să-mi aflu plăcerea-n ceruri și pe pământ? Chiar trupul meu se va pierde într-o zi, dar tu ești cu mine oricând. Doamne, tu ești tăria mea, stânca inimii mele. Pururi tu vei fi moștenirea mea și locul meu de adăpost. Când inima mea era plină de rău și mă simțeam străpunsul sufletul meu, locul meu de adăpost. Doamne, tu ești tăria mea, stânca inimii mele. Purul tu vei fi moștenirea mea și locul meu de adăpost. Și locul meu. Slavă Domnului! Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus, care sunteți în dimineața asta cu noi. Ne bucurăm de prezența voastră. M-am bucurat personal să văd câțiva prieteni pe care noi am mai văzut de mult. L-am văzut pe Ioji, l-am văzut pe Mircea printre noi cu un prieten. Vreau alții, poate care sunteți pentru prima dată, să vă spunem bine ați venit, poate să vă ridicați în picioare, să vă vedem, să vă putem saluta și primi bine. Ne bucurăm de voi. La fel vă salutăm și pe cei care sunteți prin internet alături de noi. Vă așteptăm cât de repede împreună cu noi în biserică să putem fi părtași împreună. Suntem astăzi la o întâlnire specială pentru familia Gâta și familia Cheșcheș, care din nou sunt împreună cu noi pentru al treilea nepot. Astăzi, pentru prima dată împreună cu noi, este și al treilea nepot. Ce-am zis? Mă gândeam la doi nepoți și a treia nepoată. Poate și va veni și a doua nepoată. Lea Melania. Despre creștere vreau să spun câteva lucruri. Dani și Anca, să nu uitați că Dumnezeu ne dă copii și suntem responsabili de creșterea lor. Suntem responsabili să asigurăm hrana pentru creșterea fizică, suntem responsabili să protejăm viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în măsura în care putem să facem tot ceea ce știm pentru a-i crește din punct de vedere spiritual.
Și așa cum pentru viața fizică e nevoie de hrană fizică, așa cum pentru viața fizică e nevoie de limite, e nevoie de program, e nevoie de un timp în care copilul să mănânce, un timp în care să doarmă, un timp în care să-și facă lecțiile, un timp în care să se joace. Aceeași realitate este importantă pentru spiritul copilului. Din cauza păcatului care este în noi, la niciunul dintre noi nu ne plac limitele. Păcatul ripostează și se răzvrătește împotriva limitelor, pentru că întotdeauna omul firesc caută să depășească, să le calce. Nu-i plac limitele. Omului firesc nu-i plac limitele. Și asta este în fibra ființei umane. Omul, prima răzvrătire pe care a manifestat-o împotriva lui Dumnezeu a fost împotriva limitelor stabilite de Dumnezeu, crezând că dincolo de limite este viața mai bună. Dumnezeu i-a spus omului, rămâi între limite, viața este bună între limite. Ordinea care Dumnezeu a lăsat-o între limite a fost o ordine care a fost răsturnată de răzvrătirea umană. Și asta este în fiecare dintre noi. De la începutul vieții până la sfârșitul vieții, răzvrătirea, într-un fel sau altul, se manifestă în noi. Luca, George, părinții trebuie să stabilească limite. Limite pentru culcare, limite pentru teme, limite pentru joacă, limite pentru telefon, pentru toate. Și părinții sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu de limitele, de păzirea limitelor. De ce? Pentru că viața este posibilă în interiorul limitelor. Creșterea este posibilă în interiorul limitelor. Și atunci când noi, în relația noastră cu Dumnezeu, depășim limitele, Dumnezeu este Cel care trebuie să intervină, să ne aducă înapoi. El are autoritate, are puterea, are înțelepciunea să ne aducă înapoi, în interiorul limitelor. În relația noastră cu copiii, Dumnezeu a lăsat această responsabilitate nouă, ne-a lăsat-o nouă, părinților, să veghem la limite. Nu, scopul nostru nu sunt limitele, ci viața care se desfășoară în interiorul limitelor. Lumea în care noi trăim vine să ne spună că limitele sunt relative. Și relativismul este adânc înfipt în educație. Limitele sunt relative. Fiecare copil este special, este deosebit, trebuie să fii atent, că nu funcționează limitele pentru toți la fel. E adevărat. Dar unde tragi limitele? Care sunt limitele? Există limite? Nu prea poți să stabilești limite. Asta este esența relativismului care intră puternic și a intrat puternic și în educație. Ca și niște părinți înțelepți. Vreau să vă aduc aminte. Acum, la al treilea copil, senzația lui că le știi pe toate. Știu. Dar aș vrea să ne amintim faptul că această luptă pentru viața care se desfășoară în interiorul limitelor este una care ne aparține. Pentru că lupta este pentru suflet, pentru sufletele copiilor. Și ceea ce a distrus și a alterat în fibra umană, în sufletele copiilor, ceea ce a distrus viața lăsată de Dumnezeu, este păcatul. Și aceasta este realitatea pe care o vedem în viețile copiilor noștri atunci când trec așa de ușor de la lucruri sublime și de la o drăgălășenie care te captează la o stare abjectă de răzvrătire împotriva limitelor. Dani, Anca, aș vrea să vă amintesc că acești copii au fost dați de Dumnezeu și să nu uitați că a fost o vreme când nu-i aveați. O vreme în care nu-i aveați. Și sper că nu tânjiți după vremea aceea în care nu-i aveați. O să... Primii 25 de ani sunt mai grei, după aceea te obișnuiești. Dar ne-am rugat, țineți minte că ne-am rugat într-o vreme când Luca nu existai. Să știi că părinții tăi s-au rugat pentru tine, pe când tu nu existai. George, părinții tăi s-au rugat pentru tine într-o vreme când tu nu existai, existai doar în mintea lui Dumnezeu. Și împreună cu grupul mic și împreună cu prieteni, frați din biserică, părinții voștri s-au rugat ca Dumnezeu să vă dea în familia lor. Și ceea ce Dumnezeu a hotărât să facă, să vă lase în familia aceasta, este cel mai bun lucru pentru voi. Și trebuie să mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții voștri. În fiecare zi. Faceți asta. În fiecare zi. Nu numai pentru masă să-i mulțumiți lui Dumnezeu, nu numai pentru jocuri și pentru odihnă, ci pentru părinții voștri. Ca Dumnezeu să le dea înțelepciune în continuare, să îi mulțumiți lui Dumnezeu și să-i cereți ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să vă crească și să, mai ales, să vegheze la creșterea voastră spirituală.
Dacă Leia este în dispoziție să vină înaintea noastră, invităm să vină aici alături de noi. Dani, Luca, George, veniți împreună cu surioara voastră, sigur. De acum înainte veți fi ca doi viteji la stânga și la dreapta ei. Dorniți să o protejați și gata să o protejați. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim în Numeri. Haideți să ne ridicăm și ori de câte ori vom rosti numele fetiței, să spunem amin la această rugăciune. Lea, te întorci către cameră un pic să-ți creștem ratingul. Sprâncenele sunt... E roșcată. George, Luca, seamănă pe tine, nu? Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Lea, Melania. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Lea, Melania. Și să se îndure de tine toată viața ta, Lea, Melania. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lea, Melania. Astfel punem numele Domnului nostru peste copiii lui Israel, peste acest copil, și Domnul promite să binecuvinteze, și toată biserica a spus amin. Stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu Anca, cu Dani și apoi Luca, vrei să te rogi și tu? George, vrei să te rogi și tu? Pentru Lea, ca Dumnezeu să-i dea sănătate. După ce se roagă mama, tata, când vine microfonul la tine, bine? Dacă vrei numai. Nu vrei, nu-i problemă. Doar Luca atunci. Bine. Doamne, mulțumim pentru această zi, mulțumim pentru această ocazie să venim în fața ta cu copiii noștri, cu Lea, pentru prima dată. Te rog frumos să îi binecuvintez pe toți trei. Îți mulțumim tare mult pentru ei. Mulțumim pentru că tu i-ai lăsat în familia noastră. Te rog să ne dai înțelepciune să-i creștem după voia ta. Te rog să ne dai răbdare și dragoste multă pentru ei și pentru tine. Te rog să-i ajuți și pe ei să rămână ascultători de noi, ascultători de tine. Ține-i în sănătate și sub protecția ta și ceea ce noi nu putem face, te rugăm să faci tu pentru ei. Te rog să ne ajuți să fim exemple bune, să croim cărări drepte și ei să poată păși pe urmele pașilor noștri și noi să mergem pe urmele pașilor tăi. Îți mulțumesc pentru înțelepciunea ce ne-o dai, mulțumesc pentru comunitatea aceasta și te rog, ajută-ne ca împreună să fim plăcuți ție. Amin. Amin. Doamne, venim plin de recunoștință și îți mulțumim așa de mult pentru familia pe care ne-ai dat-o, îți mulțumesc pentru Anche, îți mulțumesc pentru copii, îți mulțumesc pentru părinții noștri, te rog să-i ții sănătoși, amin. Doamne, mulțumesc că ne-au crescut, mulțumesc că au avut grijă de noi. Doamne, venim și în special în dimineața asta îți mulțumim pentru Melania, te rog, Doamne, să o binecuvintezi, te rog să o faci o binecuvântare pentru familia noastră, te rog să o faci o binecuvântare pentru biserică, amin, pentru împărăția ta. Te rog să o înțelepțești, te rog să o ajuți la vremea potrivită să te cunoască pe tine și să te iubească pe tine. Te rog să ne ajuți să-i creștem pe toți trei aproape de tine și îți mulțumim pentru că ești alături de noi. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru ziua aceasta, îți mulțumim pentru Lea, îți mulțumim în special pentru familia noastră. Te rog să binecuvântezi cu credință și bunătate. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule atotputernic, îți mulțumim pentru că Tu ești Cel care dai viață. Doamne, îți mulțumim că Tu ești Cel care ai dat viață Melaniei, Doamne, și ai adus-o în familia Gâta. Doamne, știm că toate zilele vieții ei sunt înaintea Ta și Te rugăm frumos să o binecuvintezi. Doamne, Te rugăm frumos să reverși pacea Ta, să reverși bunătatea, dragostea Ta peste ea.
Te rog frumos pentru Dani și Anca să-i binecuvântezi cu înțelepciune, Doamne, să le întărești credința și, Doamne, pentru că Tu ai adus această bucurie, această binecuvântare în viața lor. Doamne, știm că fiecare binecuvântare care vine din mâna Ta implică și responsabilitate. Te rog să le dai putere, te rog să le întărești autoritatea, Doamne, să-i sfințești și să-i ajuți, Doamne, să-și crească familia, să-și crească copiii în ascultare de Tine și în felul acesta să fie o bucurie pentru Tine, o bucurie pentru biserică și mai ales pentru cerul întreg și pentru veșnicie. Te rugăm, Doamne Sfânt din ceruri, primește rugăciunea noastră, o înălțăm către Tine împreună cu toată biserica, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul păcii să fie cu tine în furtună sau zile senine. Dea pace din plin, pacea Lui, pacea Lui peste tine. Domnul vieții cu tine să fie, dimineața și noapte târzi. Dea viață din plin, viața Lui, viața Lui pe vecie. Domnul milei te aibă în pază, în răcoare și-n caldă. Să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească bunicii, să fiți totdeauna la dispoziție și niciodată în cale și El să vă dea bucurie deplină de nepoții dumneavoastră. Puteți să ocupăm locurile. Comunitatea Metanoia este o comunitate activă, este o comunitate în care ne dorim să ne slujim unii pe ceilalți. Una din slujirile principale din Biserica Metanoia este aceea legată de copiii noștri, legată de grupele de copii. Și de aceea, astăzi, de la ora 5, o să avem o întâlnire specială unde invităm toți părinții copiilor care sunt la grupe să vină la o întâlnire cu părinții. Întâlnirea este inițiată de conducerea bisericii, prin care dorim să oferim un cadru de interacțiune între părinți și învățători, cu scopul facilitării comunicării între biserică și părinți. O altă întâlnire care o planificăm de ceva vreme este întâlnirea de sâmbătă din 21 octombrie. Pentru această întâlnire avem și niște invitații. E vorba de Metanoia și prietenii. Am fost atenționat să spun că e vorba în special de prietenii noștri cu care avem relații evanghelistice și o să fie un context în care putem să relaționăm, să stăm la masă, să avem părtășie, o să fie și activități pentru copii între 12 și 14 la sala de sport a liceului pedagogic. Și astăzi avem invitații la stand, la ieșire, puteți ca să luați invitații și vă încurajăm să luați invitații și să le folosiți.
ca o chestie personală, pot să vă spun că grupul nostru o să se ocupe de grătar. Deci, chemați-vă prietenii, cei care ne știu, știu despre ce e vorba. O altă întâlnire pentru săptămâna asta este întâlnirea de rugăciune de peste săptămână, care o să fie miercurea de la ora 6, de la ora 18. Au fost mai multe solicitări și din partea grupurilor care se întâlnesc și cel mai ok este ziua de miercuri când suntem în zi de post și rugăciune și putem să o încheiem împreună la biserică în rugăciune. Mai mult să te onoresc cu tot ce sunt. Vreau să fac doar voia ta, să fac doar voia ta. Vreau să văd lumina ta, să pot juda și adora. Vreau să fiu ca tine, Iisus, să fiu ca tine, Iisus. Transformă viața mea, Domnul meu. Ești mintea mea, Tatăl meu. Să fiu ca tine, eu îmi doresc să te urmez, să te urmez. O inimă curată eu vreau, pe care zi de zi să-ți o dau. Ca tine eu îmi doresc să te urmez, să te urmez, Domnul meu. Vreau să te cunosc mai mult, să te onoresc cu ce sunt. Vreau să fac doar voia ta, să fac doar voia ta. Vreau să văd lumina ta, să pot să o dau și altora. Vreau să fiu ca tine, Iisus, să fiu ca tine, Iisus. Transformă viața mea, Domnul meu. Înnoiește mintea mea, Tatăl meu. Tine eu îmi doresc să te urmez, să te urmez. O inimă curată eu vreau, pe care zi de zi să-ți o dau. Să fiu ca tine eu îmi doresc să te urmez, să te urmez, Domnul meu. Cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe inima? Cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe inima? Cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe viața mea? Cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe, cine va putea să-mi schimbe viața mea? Mă închin,
urmă viața mea, Domnul meu. Înnoiește mintea mea, Tatăl meu. Să fiu ca tine, eu îmi doresc să te urmez, să te zi de zi să-ți-o dau. Să fiu ca tine, eu îmi doresc să te urmez, să te urmez, Domnul Veșnic.
puteți ocupați locurile. Amin. Dumnezeu să primească închinarea, lauda buzelor noastre, adorarea inimilor noastre. Amin. Tânărul Filip, da? Filip Hang. Ne bucurăm de slujirea ta, Filip. Domnul să te binecuvinteze. Să te mai aducă împreună cu noi. Mi s-a părut că nu-i Fineas, dar n-am fost sigur. În urmă cu câteva săptămâni am avut parte de o întâmplare ciudată. Am vizitat o soră din biserica noastră, pe care o vizitez de mai mult an deja, pentru a-i duce cina. Și în această întâlnire, sora m-a abordat în felul următor. Frate Dani, trebuie să mărturisesc față de tine un păcat. Trebuie să te rog să mă ierți. Am rămas blocat pentru că deja fusesem de mai multe ori în vizită și nu știam ce s-a întâmplat. Trebuie să te rog să mă ierți pentru că să știi că eu nu te-am votat. În octombrie, în 22, sunt 6 ani deja de când am fost votat și frate, am vrut să-ți mărturisesc asta ca să-mi ușurez inima și să te rog să mă ierți, că n-am știut atunci, dar să știi, frate, să știi. Zic eu, soră, stai liniștită, nu-i niciun, ăsta nu-i păcat și dacă a fost păcat, Domnul vă iartă păcatul, eu nici nu l-am știut, nici nu-l țin în seamă. Dar, frate, știi de ce am vrut să-ți spun asta? Mai mult a fost important ce a urmat și asta a fost o încurajare. Frate, am vrut să spun asta ca să știi că Domnul te-a crescut. Slavă Domnului, zic. A fost o încurajare foarte bună pentru sufletul meu. Dar vreau să vă întreb, v-am spus această întâmplare pentru că am o întrebare. Credeți că este o necesitate ca un slujitor al lui Dumnezeu să crească? Și a doua urmată de ea, credeți că este o necesitate ca un urmaș al lui Hristos să crească? Mă bucur că ați răspuns cu aceeași siguranță și la prima și la a doua. Maturizarea spirituală este o necesitate pentru fiecare urmaș al lui Hristos. Dacă, din punct de vedere fizic, atunci când un om, o ființă, un trup nu crește, îl considerăm că este bolnav, fie că, indiferent care sunt cauzele, care sunt dereglările, care e boala care cauzează lipsa creșterii, același lucru se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Atunci când nu crești, ești suferind. Și nu e așa că un om care este imatur din punct de vedere spiritual nu este cel mai bun și cel mai atrăgător partener sau colaborator în viața aceasta? În dimineața aceasta aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem dacă creștem. Aș vrea să te provoc să vii înaintea lui Dumnezeu și să te uiți la sufletul tău, la inima ta, la umblarea ta cu Dumnezeu și să te întreb dacă crești. Pentru că nu-i o problemă să fii copil din punct de vedere spiritual, dar e o problemă foarte mare să rămâi copil din punct de vedere spiritual. Infantilismul spiritual este nu doar o boală, dar este și un pericol. Nu este un pericol pentru tine personal, dar este un pericol și pentru cei din jur. Și atunci când te lovești de un infantil din punct de vedere spiritual, vei simți cum rupe, sparge, împrăștie în jurul lui. Și în această dimineață aș vrea să stăm fiecare, nu să ne uităm în stânga și în dreapta, ci fiecare să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne gândim, oare cresc din punct de vedere spiritual? Am crescut? Se vede această creștere? Sau sunt infantil? Sunt egoist? Sunt mândru? Sunt arogant? Sunt invidios? Sunt preocupat de dorințele mele? E foarte interesant cum Dumnezeu, în planul lui și în modul în care ne-a creat, atunci când ne uităm la un copil și vedem drăgălășenia lui, nu? E drăguț un copil care la 5 ani bate cu pumnul în masă și zice, eu sunt șeful în casa asta. Râzi de el, așa, dar când vezi această atitudine, mai târziu, îți dai seama că ai de face cu o infantilitate în gândire, nu-i așa? Râd de fiica mea care la 5 ani îmi spune că ea e șefa. Dar dacă fiica mea la 18 ani îmi spune același lucru, îi semn de reapurtare, nu-i așa? Tot așa Dumnezeu este Cel care se uită la noi și ne
ne cheamă să ne evaluăm. Astăzi este despre această problemă, maturizare sau imaturitate. Ești în creștere spirituală sau ești infantil? Pentru noi care suntem urmașii lui Hristos, noi avem calea pe care trebuie să o urmăm și această cale este una care nu ne lasă în infantilitate. Crucea lui Hristos ne arată calea spre maturizare spirituală. Suntem în 1 Corinteni. Problema mare pe care Apostolul Pavel o are cu această biserică este că nu creștea. O biserică care a avut parte de învățătura lui Pavel, de învățătura lui Apollo, de învățătura lui Chifa, oameni cu putere din partea lui Dumnezeu, și acești oameni care au fost expuși la învățătură au rămas infantili. Capitolul 3 în care pășim astăzi este un capitol în care Apostolul Pavel vine să atace infantilitatea lor, lipsa lor de creștere, lipsa de creștere a credincioșilor care trebuiau să fie duhovnicești, trebuiau să fie maturi, dar care erau în continuare infantili în gândirea lor, nu din cauza faptului că nu aveau cunoștințe și nu aveau învățătură, ci din cauza faptului că inima lor era cuprinsă de invidie, de aroganță, de mândrie. Iar această mândrie, această îngânfare îi împiedica să crească. Vă invit să ne ridicăm și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu 1 Corinteni, capitolul 3. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, invidii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Dumnezeu, prin Duhul lui, locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt, pus deoparte. Și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept, căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne plecăm în inimile în rugăciune. Doamne, te rugăm frumos să lași cuvântul acesta să atingă mintea, inima noastră și Tată bun din ceruri. Am vrea să te rugăm frumos ca prin acest cuvânt să ne deschizi mintea și mai ales să ne deschizi inima, Doamne. Te rugăm, lucrează în inima noastră creșterea pe care Tu o dorești, așa cum fiecare dintre noi avem nevoie de ea.
Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne să fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători. Nu ne lăsa să ne înșelăm singuri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cum să ne maturizăm în umblarea noastră cu Hristos? Maturizarea este o necesitate. Nu este o opțiune, este o necesitate. Cum anume ne maturizăm în umblarea noastră cu Hristos? Atunci când vorbim despre creștere, în primul rând vorbim despre hrană. Ai nevoie de o hrană corespunzătoare. Atunci când vorbim despre creștere, trebuie să fii atent la acele lucruri care sunt valoroase, pe care le urmărești în viața aceasta. Și atunci când vorbim despre creștere, vorbim despre faptul că omul matur, spre deosebire de omul infantil, are capacitatea să se pună pe sine în spate, mai jos, pe când omul infantil vrea cu prioritate să ocupe scena, să ia prioritatea și să aibă întâietatea. Omul matur este cel care e gata să se pună în spatele celorlalți și să-i ridice pe ceilalți. Trei lucruri la care vreau să privim în momentele următoare și o să începem cu primul. Dacă vrei să, ca umblarea ta cu Hristos să fie una în care să ai parte de maturizare, în primul rând trebuie să cauți să primești hrană tare. Trebuie să cauți să primești hrană tare. Pavel începe acest capitol vorbind despre hrană tare. Hrana tare este acea hrană primită de omul duhovnicesc. Omul infantil, omul imatur, este incapabil să primească această hrană. Și în modul în care Pavel vorbește despre aceste două categorii, diferența dintre cele două categorii nu ține de calitatea învățăturii. Ambele categorii sunt expuse la învățătură, ambele categorii sunt expuse la cuvânt. Dar o categorie primește hrana tare, cealaltă categorie nu o primește. Are o reacție de respingere, are o alergie, are o intoleranță la o anumită învățătură. Care era oare învățătura la care această categorie de oameni infantili din Biserica din Corint avea reacție de respingere? Pentru asta trebuie să ne întoarcem un pic înapoi la ceea ce Pavel spune despre omul duhovnicesc. Omul duhovnicesc este cel care, în care lucrarea Duhului Sfânt este activă. Este omul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are influență, are putere să influențeze omul acesta. Omul duhovnicesc stă sub influența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și omul lumesc? Ce se întâmplă cu omul lumesc? Omul lumesc primește laptele, dar nu primește această învățătură tare pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să o aducă în viața lui. Cum anume? În capitolul 2, Pavel vorbește despre faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, nu este primită de fruntașii veacului acestuia. Învățătura lui Dumnezeu a fost ținută ascunsă, dar acum este accesibilă. Înțelepciunea lui Dumnezeu a fost ascunsă de oameni, dar acum este accesibilă. Cui este accesibilă? Omului duhovnicesc. Omul duhovnicesc este cel care are parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu care a fost ținută ascunsă, care este acum disponibilă omului duhovnicesc. Între aceste două blocuri de text, între aceste două idei, Pavel introduce în versetul 9 un citat din Isaia, din Isaia 64. În acest citat, Pavel citează în mare parte din cuvintele lui Isaia, dar mai apoi adaugă câteva lucruri pe care nu le găsim în Isaia 64. Aici, când Pavel vorbește despre înțelepciunea care a fost ascunsă și descoperită, Pavel spune așa, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și aici sunt cuvintele lui Isaia, și mai apoi sunt cuvinte pe care nu le mai găsim în Isaia 64. La inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Ce face Pavel aici, în modul în care citează din Isaia 64, ultima parte din citat, el face de fapt un rezumat al întregului capitol 64. Foarte pe scurt, ce spune Isaia în capitolul 64? Când ai făcut minuni la care nu ne așteptam, te-ai pogorât și munții s-au zguduit înaintea ta, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, înaintea celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu.
Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu pe care ochiul n-a văzut-o, urechea n-a auzit-o. Și mai departe observați ce spune Isaia. Dar, și aici Isaia își schimbă tonul, dar tu te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi noi mântuiți, Doamne? Doamne, Tu ești înțelept, Tu ești mai presus de cunoașterea noastră. Problema lui Isaia este acum noi care te-am mâniat, care am păcătuit, oare noi putem fi salvați, putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Nu este nimeni care să cheme numele Tău. Și acum Isaia continuă pe acest ton în care își recunoaște nevrednicia înaintea lui Dumnezeu. Și problema pe care Isaia o ridică aici este, Doamne, Tu care ești înțelept, noi nu ne putem ridica la înțelepciunea Ta, noi nu ne putem ridica la nivelul Tău din cauza păcatului nostru. Doamne, cum vom fi mântuiți? Faptele noastre bune, oricât de bune ar fi, sunt ca o haină mânjită înaintea Ta. Și Isaia a fost un vârf al inteligenței iudaice. Isaia a fost un vârf al profeților din vechime. Isaia a fost un om care l-a căutat pe Dumnezeu și totuși Isaia realizează că nimic din tot ceea ce el are, din ceea ce au ei ca și popor al lui Dumnezeu, nu-i poate apropia de Dumnezeu. Și problema pe care Isaia o ridică, Doamne, putem fi mântuiți? Observați ce face Pavel aici în citatul acesta. Cine poate să fie mântuit? Cine poate fi salvat? Doar cel care are parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum poți să ai parte de înțelepciunea lui Dumnezeu? Problema inimii. Pavel aduce în discuție problema inimii. De ce? Pentru că Isaia aduce în discuție problema inimii. Isaia este cel care își pleacă inima înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că din cauza păcatului nu există soluție pentru ei. Faptele bune, sistemul religios, oricât de bun ar fi, oricât de bine ai încercat să îndeplinești faptele legii, nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Isaia recunoaște în inima lui. Și Pavel vine și spune, cei care au astfel de inimă, o astfel de inimă plecată înaintea lui Dumnezeu, o inimă care își recunoaște problema, o inimă care își recunoaște falimentul, pentru o astfel de inimă există soluție din partea lui Dumnezeu. Și această atitudine a inimii este lucrarea Duhului Sfânt. Și Pavel continuă mai departe. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne descoperă lucrurile lui Dumnezeu. Și el continuă vorbind despre lucrurile Duhului. Lucrurile Duhului sunt accesibile pentru cel care și-a înălțat mintea prin învățătură, dar și-a plecat inima la poala crucii lui Iisus Hristos. La poala crucii lui Iisus Hristos noi găsim soluția pentru problema noastră. Și cine nu-și pleacă inima la poala crucii lui Hristos, nu are parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ascuns înțelepciunea într-un loc în care omul nu vrea să se uite. Și voi care sunteți infantili, imaturi, nu primiți această învățătură. Aveți reacție de respingere pentru că Hristos vă cheamă la poala crucii lui, vă cheamă să vă smeriți și vouă nu vă place asta. Voi vreți să vă înălțați, voi vreți să vă îngânfați, voi vreți să vă arătați și să câștigați meritele să vă arătați înaintea celorlalți cât sunteți de înțelepți, cât sunteți de buni. Problema grecilor era că prin școlile lor de filozofie căutau să devină elite ale gândirii și ale societății grecești din vremea respectivă. Și fiecare școală de filozofie venea să-ți ofere o cale. Și aceste școli de filozofie au ajuns să fie în competiție unele cu celelalte. Unul dintre cei mai cunoscuți filozofia ai Antichității, Socrate, a ajuns să fie omorât, condamnat la moarte printr-un proces nedrept, uneltit de cei de rivalii lui, pentru că filozofia nu însemna doar gândire, ci însemna și politică, însemna și afaceri, însemna influență. Și asta era societatea din care veneau creștinii din Corint. Și cu această gândire au venit în biserică, căutând să-și câștige faima, reputația, să-și câștige o poziție grupându-se în jurul lui Pavel sau în jurul lui Apollo sau în jurul lui Petru. Și Pavel vine și spune, sunteți infantili, sunteți imaturi. Hristos vă cheamă să vă smeriți. Acolo este locul în care câștigați înțelepciunea lui Dumnezeu. Acolo, de fapt, este locul în care Dumnezeu vă întâlnește la poala crucii lui Hristos. Pentru greci, poala crucii lui Hristos este un loc respingător. Ce are să ne ofere nouă un învățător dintre barbari, un învățător care nu a fost parte din școlile filozofice, ce are să ne oferă nou un învățător barbar? Nonsens, mort, zdrobit,
de puterea omenească? Nu poate să fie nimic divin într-un om care moare zdrobit de puterea romană. Nu poate să fie nimic înălțător într-un astfel de om. Și grecii îl resping pe Hristos. Evreii îl resping în egală măsură. De ce? Pavel vorbește unor oameni care cunoșteau Scripturile și știau că cel care se pune pe lemn se pune în locul blestemului. Hristos a venit ca și trimisa lui Dumnezeu, Dumnezeu în locul blestemului. Și asta a fost o rușine pentru evrei. Mesia nostru, într-un loc al blestemului, le era rușine de un astfel de Mesia. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu este accesibilă celor care își pleacă inima la poala crucii lui Hristos. De acolo începe locul în care suntem luminați. Crucea e acel loc unde m-am luminat, am fost orb. Vederea aici, aici mi s-a dat. Și acela era locul în care credincioșii din Corint se pare că nu vreau să meargă. Nu vreau să-și coboare inima. Pentru că o inimă care se smerește înaintea lui Dumnezeu își schimbă atitudinea. Un cărturar, un teolog din primele secole a spus următorul lucru: cel care și-a văzut păcatul este mai mare decât cel care a umblat cu îngerii. Pentru că nu poți să-ți vezi păcatul și să nu apuci soluția pe care Dumnezeu o are pentru păcatul tău. Nu poți să-ți vezi păcatul din inimă și să nu îți deschizi mâinile către Dumnezeu și să spui: Doamne, ai milă de mine, sunt în groapa pieirii. Și atunci când te vezi în groapa pieirii, știi că n-ai niciun motiv de îngânfare, n-ai niciun merit, nu te-ai apucat de păr să te smulgi afară din groapa pieirii ca să te poți lăuda înaintea celorlalți. Dumnezeu este Cel care te-a ridicat de acolo. Dumnezeu este Cel care ne-a ridicat de acolo. Hrana tare este cea care înalță gândirea, dar smerește inima. Și corintenii nu erau pregătiți pentru asta. Dar vreau să te întreb dacă tu ești pregătit pentru asta. Dacă ești pregătit să te hrănești cu această hrană tare, această hrană care îți smerește inima, și atunci când inima ta este smerită, atunci când te-ai coborât acolo în groapă și de acolo știi că Dumnezeu te-a ridicat, te-a mântuit, te-a iertat, te-a restaurat, știi că n-ai niciun merit, nu ești cu nimic mai bun față de ceilalți, atunci atitudinea ta se schimbă. Care e atitudinea cu care îi tratezi pe ceilalți? Infantilismul se vede. Păcatul nu rămâne doar în inimă, ci el se răsfrânge în afară. Tot așa și maturitatea se vede, pentru că ea se manifestă în afară. Cum? Disponibilitatea de a te pune pe tine mai prejos decât ceilalți, pentru a-i ridica pe ceilalți. Aceasta este smerenia. Renunțarea de sine, renunțarea la drepturile tale, la privilegiile tale pentru a-i ajuta, pentru a întinde o mână acolo jos celor care sunt căzuți. Și asta nu vreau să facă corintenii. Hrana tare este pentru cei care îl urmează pe Hristos și nu putem să ne maturizăm dacă nu ne întoarcem din nou și din nou la poala crucii lui Hristos să ne smerim inima. Și atunci când faci lucrul acesta, atunci când cauți hrana tare, atunci când cauți să o primești, și îți deschizi inima pentru această hrănătare, Dumnezeu este Cel care te maturizează prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu în primul rând vrea să o facă în inimile noastre. Prin Duhul lui Cel Sfânt, El vrea să ne crească capacitatea de smerenie, capacitatea de renunțare, capacitatea de renunțare de sine a fiecăruia dintre noi. De ce nu erau ei disponibil pentru această hrănătare? Datorită imaturității din inimă. Și în inima lor era o invidie. Era invidie. Tot lumești sunteți, spune Pavel. În adevăr, când între voi sunt invidii, zavistii, certuri, invidia care se luptă cu celălalt ca să-și arate, să-și înalțe punctul de vedere, să-și înalțe învățătura, să-și înalțe opinia, părerea, poziția ideologică, gândirea. Asta este cearta. Iar mai apoi, când lucrul ăsta nu e suficient, apar dezbinările, apar gruparea, poziționarea ta lângă cineva cu influență, care prin valoarea lui să-ți dea și ție valoare. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când știi că Dumnezeu te-a mântuit, n-ai nevoie de oameni, n-ai nevoie de grupuri de influență, n-ai nevoie de lideri de care să te atașezi, ca să-ți câștigi o valoare, o semnificație,
să-ți câștigi o poziție în fața celorlalți. În esență, asta este ceea ce corintenii făceau. Pentru că vreau să-și câștige valoare unii în față de ceilalți, vreau să-și arate superioritatea, tângeau să-și arate superioritatea, încercau să se atașeze de un anumit grup care să fie dovedit ca fiind cu o învățătură mai bună, mai clară, mai puternică în biserică. Și Pavel îi mustră pentru asta. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul spune, eu sunt al lui Apollo. Nu sunteți voi oameni de lume? Cu alte cuvinte, nu sunteți voi prunci? Nu sunteți voi imaturi? De unde vă luați valoarea? Din învățăturile lui Pavel? Din învățăturile lui Apollo? De acolo vă luați valoarea. Asta este ceea ce vă face deosebiți? Faptul că îl urmați pe Pavel sau pe Apollo? Asta este ceea ce vă dă vouă demnitate și onoare? Asta se întâmplă în lume, între oamenii din lume. Da, unii erau sofiști, arții, epicurieni, asta era ceea ce se întâmpla în lume. Dar în biserică, valoarea noastră este dată de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și aici vine al doilea îndemn pentru noi care căutăm creșterea. Dacă vrei să te maturizezi, apreciază valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în biserica Lui. Sentimentul de valoare este unul foarte important pentru noi. Încercăm să ne câștigăm valoarea. Și performanțele noastre pot să ne inducă foarte, foarte, foarte tare în eroare. De exemplu, dacă te lupți să câștigi o diplomă sau să ai o carieră și în cele din urmă, când ai ajuns să câștigi acea diplomă, îți iei valoare din acea diplomă, vei fi gol, vei rămâne gol. Vei rămâne cu un gust de neîmplinire. Cu alte cuvinte, ai alergat, ți-ai pus energia, ți-ai pus speranța în ceva ce în cele din urmă nu poate să-ți dea valoare. O diplomă, bani, poziție, faimă, toate sunt lucruri care pot să te ajute în viața aceasta, să-ți faci viața mai bună sau mai ușoară, dar ele nu pot să-ți dea valoare. Și Pavel vine și spune, noi suntem slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată de Domnul. Și îți fascinat de modul în care Pavel în cele din urmă își încheie CV-ul. Știți cum își încheie Pavel CV-ul? Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic. Nu sunt nimic. Pavel, totuși tu ești ales al lui Dumnezeu, tu ești apostol, tu ești trimis printre neamuri, Dumnezeu ți-a făcut parte ție de o descoperire extraordinară. Tu ești special, nu sunt nimic. Pavel, dar tu ai avut descoperiri extraordinare, viziuni pe care nu le-au avut alții. Nu sunt nimic. Dar Pavel, totuși, nimeni n-a lucrat mai mult ca și tine în biserica lui Dumnezeu. Nu m-ai înțeles, nu sunt nimic. Valoarea noastră, ca și oameni în biserica lui Dumnezeu, nu este dată de cât de mult alergăm, de câte multe lucruri facem, de cât de multe descoperiri avem. Valoarea noastră este dată de faptul că noi suntem ogorul lui Dumnezeu, spune Pavel. Sunteți clădirea lui Dumnezeu. Sunteți templul lui Dumnezeu. Voi sunteți. Noi suntem doar niște slujitori. Venim și plecăm. Dar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi aparțineți lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care e implicat în viața voastră să vă crească. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu voi. Și pentru a-și împlini acest plan a pus o fundație. O fundație pe care eu, ca și un meșter zidar înțelept, am așezat-o, dar nu eu sunt cel care îs responsabil de fundație. N-am plătit eu pentru fundație. Fundația este pusă, temelia acestei clădiri este Iisus Hristos. Dumnezeu a plătit pentru această fundație. Dacă ați lucrat vreodată la casă, se spune că cel mai greu lucru când construiești o casă este să o scoți din pământ, adică să-i pui fundația și să-i pui acoperișul. Acum, nu știu ce e mai greu. Dar Pavel avea cunoștințe despre ce înseamnă să zidești o casă și Pavel spune, eu am pus temelia ca un meșter zidar înțelept. Am un plan, știu planul, dar planul nu e al meu, ci al lui Dumnezeu. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu voi. Asta te face special. Asta este valoarea ta. Dumnezeu are un plan pentru viața ta, nu ești la întâmplare pe pământul acesta, nu din cauza diplomelor tale, nu din cauza banilor tăi, ci din cauza faptului că Dumnezeu te vrea parte din planul Lui. Ești clădirea Lui Dumnezeu. Care e scopul Lui Dumnezeu cu această clădire? Dumnezeu vrea să facă din noi un loc de întâlnire. Voi sunteți templul Lui Dumnezeu. Voi sunteți templul Lui Dumnezeu.
Atunci când venim unul cu celălalt în grupul mic, unde suntem, marțea la rugăciune, oricare e locul de întâlnire, oricare e locul în care noi venim împreună, oricare este activitatea care o avem noi împreună, activitatea nu este scopul. Noi suntem scopul, noi suntem scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se întâlnească între noi. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Locul de întâlnire, acel loc în care Dumnezeu coboară prin Duhul lui Cel Sfânt, suntem noi. De aceea ești important. De aceea ai valoare. Știți povestirile cu Pancinello? Îs grozave. În orașul lui Pancinello toată lumea vrea să-și câștige valoare prin nasul pe care și-l vopsește, hainele pe care și le face. Câteodată suntem sub infantili când ne luptăm și alergăm și tânjim să ne câștigăm valoare din lucrurile materiale acestei lumi care nu pot să ne dea valoare. Apreciază valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în biserica Lui. Și atunci când apreciezi valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în tine, nu mai trebuie să te lupți cu nimeni ca să-ți recunoască valoarea, nu mai suferi din cauza faptului că ceilalți nu-ți văd valoarea, pentru că știi de unde vine valoarea ta. Știi cine ți-a dat valoare. Nu darul tău este valoros, ci faptul că Dumnezeu este Cel care are un plan pentru viața ta. Nu slujirea ta este valoroasă, nu anii de experiență, nimic din ceea ce am putea face, banii noștri, ajutoarele pe care le trimitem în stânga sau în dreapta. Nu de aici ne vine valoarea, ci din faptul că noi aparținem lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și nu dă înapoi și nu abandonează planul. Și scopul lui Dumnezeu este să se întâlnească cu noi. Să se întâlnească între noi. Și câteodată suntem ispitiți să ne uităm unii la ceilalți și ne vedem cu atâtea neajunsuri. Ne vedem așa necrescuți, așa lipsiți de maturitate. Și atunci trebuie să ne amintim că valoarea pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia este o valoare stabilită și o valoare pe care Dumnezeu în cele din urmă, El o va evalua ce am făcut cu ea la sfârșit. Nu-i treaba noastră să ne evaluăm unii pe ceilalți. De fapt, e o capcană acolo. Când vrei să evaluezi lucrarea lui Dumnezeu în viața celuilalt, ajungi într-o capcană, pentru că cu siguranță vei găsi locuri în care vei vedea neajuns în viața celorlalți și tu te vei simți bine cu tine însuți. Familia mea e bine. Nu-i ca și altuia. Copiii mei sunt bine. Cu siguranță poți foarte ușor să cazi în capcană în care să te mândrești și să-ți găsești motive de îngânfare uitându-te la neajunsurile din viața celorlalți. În cele din urmă, Dumnezeu este Cel care ne cheamă să ne ațintim ochii la ceea ce El a făcut pentru noi, la ceea ce El a pus în noi, la ceea ce El vrea să facă cu noi. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, lucrurile nu se opresc aici. Atunci când vezi valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în biserică, trebuie să fii atent cum zidești clădirea lui Dumnezeu. Acesta este apelul pe care Pavel îl face în versetul acesta. În versetul 10, fiecare să ia bine seama, să fie atent, cum zidești clădirea lui Dumnezeu. Toată imaginea aceasta pe care Pavel o pune înaintea noastră și pe care o dezvoltă, are de-a face cu fundația. Noi suntem pe o fundație, suntem împreună puși pe această fundație care este Iisus Hristos. Noi suntem pe această fundație și atunci când zidești și când pui un zid, trebuie să ții cont de celălalt care vine cu zidul din partea cealaltă, nu-i așa? Ați lucrat odată pe o fundație. Ar fi ridicol să te duci cu zidul și să nu știi unde trebuie să se închidă zidul din partea cealaltă. Ar fi ciudată clădirea aia în care fiecare zidește zidurile după cum îi place pe fundație. Și Pavel pune înaintea corintenilor o imagine pe care corintenii o cunoșteau, pentru că ei erau antreprenori, erau cunoscuți pentru toate proiectele edilitare care se desfășurau în Corint. Acum, am lucrat de mai multe ori la construcții și la un moment dat, în 2012, lucram la Casa Hari și lucram împreună cu alți trei tineri. Și lucram undeva la înălțime, la vreo 12 metri deasupra solului, în altă viață, Iulian. Iulian, Paul, Radu. Și acolo am depins foarte mult unul de celălalt. Lucram la înălțime și fiecare mișcare pe care o făceam, trebuia să ținem cont unul de celălalt, ca nu cumva să ne lovim, să ne dezechilibrăm, să facem rău cuiva, pentru că răul putea să fie fatal. Atunci când lucrezi împreună cu ceilalți și trebuie să ții seama de ceilalți, atunci nu-ți permiți să faci orice. Nu ești ca un copil care pe terenul lui de joacă nu ține cont de ceilalți și spune aici toate jucăriile sunt ale mele, nimeni nu se atinge de ele.
Atunci când ești chemat să fii atent cum zidești clădirea lui Dumnezeu, trebuie să ne amintim că această clădire este de fapt legată de oameni. Clădirea lui Dumnezeu sunt oamenii. Asta este ceea ce Pavel ne spune aici. Clădirea lui Dumnezeu sunt oamenii. Pentru că pe această clădire Dumnezeu își construiește un templu, un loc de întâlnire, un loc de întâlnire între oameni. Și trebuie să fii atent cum, ce faci prin slujirea ta, ce zidești în viața celuilalt. Pentru că dacă te sacrifici și cu smerenie ești atent ca Dumnezeu să fie înălțat în viața celuilalt, asta este aur, argint și pietre scumpe. Dacă în lucrarea ta de zidire și ceea ce faci pe această fundație ești preocupat de ambițiile tale și de ego-ul tău și de afirmarea ta personală și de imaginea ta și încerci în permanență să te propui și să te afirmi, asta e lemn, fân, trestie, astea sunt materiale pentru jocurile de copii. Clădirea lui Dumnezeu sunt oamenii și atunci când zidești, zidești în oameni. Dumnezeu este Cel care te cheamă să zidești în oameni. Am pus o imagine aici și poate vă întrebați ce imagine aceasta. Este planul Fundației Catedrale din Köln. Este un plan obișnuit. Majoritatea catedralelor au fost construite în formă de cruce. De ce? Pentru ca să le amintească credincioșilor. Acesta a fost unul dintre scopuri, să le amintească credincioșilor că Biserica lui Dumnezeu se zidește pe crucea lui Hristos. Ce înseamnă asta? Adică Hristos are un plan, Dumnezeu are un plan și ne-l-a arătat în Iisus Hristos. Și acest plan trebuie respectat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe acest plan, oricare dintre noi care vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul celorlalți. Oricare va vrea să fie cel dintâi, să fie robul tuturor. Hristos, prin crucea Lui și prin modelul Lui de slujire, ne-a arătat cum trebuie să zidim pe temelie, cum trebuie să zidim pe fundație. Și le-a spus ucenicilor, atenție, ambițiile acestei lumi sunt acestea, ambițiile sunt de cucerire, de stăpânire, prin putere, prin forță. Asta este ceea ce fac oamenii în lume și stăpânirile și împărățiile acestei lumi, pe astea sunt întemeiate, dar între voi să nu fie așa. Uitați-vă la mine, Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. Cum? Să-și dea viața ca răscumpărare. Hristos a pus jos, Hristos a dus jos, Hristos, Dumnezeu, a venit jos la noi. Și în felul în care El a slujit, în felul în care s-a aplicat la picioarele noastre, Hristos ne-a lăsat un exemplu de urmat. Cei care îl urmează pe Hristos, zidesc aur, argint și pietre scumpe. Cei care își urmează ambițiile egoiste, infantile, Dumnezeu este Cel care va scoate la iveală într-o zi toate lucrurile, le va lămuri. Dar astăzi ești chemat să îți evaluezi umblarea cu Hristos. Și astăzi Dumnezeu este Cel care te cheamă să participi la lucrarea pe care El o are. Adică să te implici în lucrarea de zidire în viețile celorlalți. Și această lucrare este importantă pentru Dumnezeu și această lucrare este una care ne este dată fiecăruia în parte. Fiecăruia în parte ne este dată această lucrare. Și Dumnezeu este Cel care în cele din urmă ne va da răsplată, spune Pavel. Dumnezeu ne va da răsplată. Dumnezeu este Cel care va evalua toate lucrurile și El ne va da răsplată. Dar până atunci, nu vă făliți cu oamenii. Toate lucrurile sunt ale voastre. Toate lucrurile sunt ale voastre. Tânjești să ai parte de demnitate? În Iisus Hristos Dumnezeu ți-a arătat valoarea pe care El ți-o dă. Te lupți să-ți învingi temerile? Dumnezeu este Cel care prin Iisus Hristos a biruit moartea. Dumnezeu a biruit moartea, n-ai de ce să te temi. Dincolo de moarte, chiar dacă ți s-ar întâmpla să mori, dincolo de moarte, Dumnezeu este Cel care îți oferă viața din plin, viața desăvârșită, iubire fără sfârșit, bucurie fără întristare, pace fără tulburare. Dumnezeu este Cel care îți oferă lucrurile acestea. Nu te teme! În cele din urmă, în Iisus Hristos, noi găsim sensul vieții. Pavel, Apolof, Chifa sunt oameni care ne-au fost dați. Învățături pe care Dumnezeu ne cheamă să le luăm și să le folosim. Toate lucrurile sunt ale noastre. Lumea, viața, moartea, lucrurile de acum, cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai Lui, voi sunteți ai Lui Hristos. Voi sunteți ai Lui Hristos. Dacă ți-ai pus credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dacă te-ai apropiat de El, dacă la cruce ți-ai recunoscut păcatul și ți-ai plecat inima acolo și înțelegi că acolo Dumnezeu ți-a dat soluția pentru cea mai mare problemă din viața ta. Din nou și din nou, Dumnezeu este Cel care vine și te invită să-ți întorci privirile la Hristos.
pentru că ești al Lui, îi aparții Lui. Și Dumnezeu este Cel care e determinat să te ajute, să crești, El este Cel care nu abandonează planul pe care îl are și Dumnezeu este Cel care nu ne-L va lăsa necrescuți, nu ne va lăsa infantili. Pavel își începe epistola lui, spune așa, El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dar astăzi Dumnezeu este Cel care ne cheamă pe fiecare dintre noi să stăm în fața cuvântului divin, în fața acestei oglinzi și să ne gândim, oare sunt infantil? Oare am crescut? Cu ce mă hrănesc? Cu ce te hrănești? Oare caut, alerg după valoarea pe care pot să-mi o dea oamenii sau liderii sau influencerii sau poziția sau diplomele sau banii? Alerg după lucrurile acestea ca să îmi câștig valoarea? După ce alergi? Pentru ce tânjești? Pentru ce trudești? După ce tânjești? Voi sunteți al lui Iisus Hristos. Și dacă ești al lui Iisus Hristos și dacă Dumnezeu te-a așezat în biserică, trebuie să fii atent la relațiile pe care le ai, ca nu cumva prin îngânfarea ta, prin aroganța ta, prin lipsa ta de smerenie să calci în picioare pe frații tăi. Dumnezeu nu va accepta asta. Pentru că templul este al lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va accepta asta. Dacă ești al lui Hristos, atunci trebuie să-L urmezi pe Hristos și să-I urmezi exemplu. Am început acest studiu în cartea 1 Corinteni cu acest îndemn, să-L urmăm pe Hristos cel răstignit. Hristos cel răstignit ne cheamă să ne golim de noi înșine, ne cheamă să ne abandonăm ambițiile infantile, ne cheamă să ne abandonăm orgoliile, să ne abandonăm mândria și să-L îmbrățișăm pe El. Și atunci când ajungem ca și Pavel să spunem, nu sunt nimic, atunci Dumnezeu este Cel care crește tot mai mult în noi prin Duhul lui Cel Sfânt. Atunci când suntem gata să spunem, ca și Pavel, că sădesc sau ud, sunt tot una. Că predic sau că sunt la grupele de copii, că sunt lider la grupul mic sau sunt pe scenă să cânt sau că sunt la welcome sau indiferent care ar fi slujirea pe care o fac, nu sunt nimic și sunt tot una cu toți ceilalți. Și Dumnezeu este Cel care știe și vede și va răsplăti lucrarea mea. Dar nu sunt nimic. Atunci când ești gata să te golești de tine, atunci când ești gata să renunți așa cum a renunțat Hristos, Dumnezeu este Cel care își face simțită prezența în tine și te umple de semnificație. Un cântec care aparține unui compozitor român necunoscut, versurile, un anume Ioan Nicola. Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare, iar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Aceste versuri cuprind învățătura acestei zile. Dumnezeu te cheamă să te faci mic, să te faci ca și Pavel, un nimic. Lumea ne cheamă să ne facem un nume, lumea ne cheamă să ne afirmăm valoarea, să ne facem vizibili, să ne facem cât mai, să ne promovăm cât mai tare. Hristos zice, fă-te nimic. Ești gata să te faci nimic în relația cu soția ta, în relația cu copiii tăi, în relația în relațiile de serviciu? Ești gata să te faci nimic? Atunci când ești gata să te faci nimic, Dumnezeu este Cel care îți face parte de toate lucrurile. Atunci când ești gata să renunți la lucrurile acestei lumi, înțelegând că El nu poate să-ți dea împlinire, Dumnezeu este Cel care îți împlinește sufletul. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lucrarea pe care El o face, este unică și este ceea ce noi tânjim să avem. În momentele următoare, vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu și să stăm înaintea acestui cântec, făcând din versurile acestea o rugăciune pentru noi. Strop de rouă în
momentele următoare te invit să faci din aceste versuri o rugăciune. Dacă vrei să crești în umblarea ta cu Domnul și ești gata să te faci nimic, te invit să te ridici și să cânți, să faci din aceste versuri o rugăciune. Dacă ai văzut imperfecțiunile tale, necreșterea ta, imaturitatea ta, te invit să-ți pleci inima la cruce, să te smerești, să te ridici în picioare, să cânți aceste versuri, făcând din ele o rugăciune și spunând: Doamne, vreau să fiu nimic. Dacă apostolii tăi au putut să spună asta, Doamne, și eu vreau să mă fac nimic. Te provoc să te ridici, să cânți împreună cu noi. Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu ești Cel care știi să ne dai ceea ce ne lipsește și Te rugăm frumos în inimile noastre ale fiecăruia, Doamne, să-Ți împlinești planul. În inimile noastre ale fiecăruia, Doamne, să continui să lucrezi creșterea, Doamne. Știm că nu ne vrei copii, nu ne vrei infantili și Tu vrei ca noi să creștem și asta este ceea ce am cântat. Și Te rugăm frumos, în neputințele, în lipsurile, în limitările noastre, Doamne, Tu care ești Dumnezeu atotputernic, plin de înțelepciune și putere, Te rugăm să continui să lucrezi și voia Ta să se împlinească și slava Ta să strălucească în mijlocul nostru și prezența Ta să fie la lucru în viețile noastre, astăzi, mâine și întotdeauna. Amin.